Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un lucru pe acest canal. Astăzi, după cum vedeți în titlul și thumbnail, ne vom instala un virus de tip Trojan, respectiv MEMS, unul dintre cele mai periculoase și cele mai cunoscute virusuri de tip Trojan. Respectiv îl vom instala pe o mașină virtuală. Care este diferența dintre sistemul real și o mașină virtuală? Ei bine, pe o mașină virtuală poți instalezi orice care să care e gen de tip periculos sau așa, absolut orice, numai că acele lucruri nu ies, să zic, nu ies din mașina virtuală și să intre în sistemul nostru real. Respectiv, atunci când instalezi un virus sau orice altceva pe o mașină virtuală și să zicem că mașina virtuală ți se distruge, trebuie să reinstalezi Windows-ul și așa, adică ce probabil o să mi se întâmple mie în clipul de azi, pur și simplu mașina reală, adică sistemul real, nu are absolut nimic, poți face orice fel. De exemplu, în timp ce tu-ți instalezi cel mai periculos virus din lume pe mașina virtuală, poți să asculti muzică liniștit pe sistemul real. Așa că da, nu uitați de like, subscribe, unde se cu clopoțel pentru a fi la curent cu toate notificările pe atunci când postez și hai să dăm drumul la chip. Ce vreau să zic eu mai întâi este că prima dată vom instala versiunea clean a virusului, adică care pur și simplu ne arată doar efectele virusului și nu ne distruge sistemul, iar după ce vedem care sunt efectele acestuia, ca să fim siguri pe noi pentru ce urmează să se întâmple, vom intra și vom downloada, bineînțeles, virusul, versiunea reală a virusului. Aparent Google nu mă lasă să descarc virusul, așa că o să ne dezactivăm antivirusul. Dacă vă întrebați de ce sunt așa chill, să zic așa, pur și simplu v-am mai zis, ce fac eu aici pe mașina asta virtuală nu se întâmplă în PC-ul real. Îi vom da chep. MEMS clean, după cum puteți vedea, scrie acolo clean, respectiv versiunea clean, care doar ne arată efectele. Îi vom da start. Bun, ne arată această alertă, îi vom da more info și îi vom da runaway. Și după cum vedeți aici este un tabel, să zic așa, cu efectele virusului. Pur și simplu noi vom da click pe aceste efecte și ne vor arăta care sunt efectele virusului. Așa că hai să începem. Uitați, după cum vedeți aici ne arată care sunt efectele virusului, cu toate erorile posibile, glitch screen sau task tunnel effect, multe alte chestii. Bun, cam așa ar arăta virusul MEMS, numai că aceasta este versiunea fake. Imediat vom downloada și versiunea reală, însă vreau să mă mai joc pe aici un pic cu aceste efecte, pentru că mi se par foarte caterincă. Bun, i-am dat refresh, după cum vedeți, după un simplu refresh, toate aceste efecte dispar. Bun, îl vom închide de tot pentru că nu mai se merită să-l ținem aprins și imediat vom downloada și versiunea reală a virusului. Bun. GitHub. Și după cum puteți vedea, aceasta este versiunea clean, scrie acolo MEMS destructiv clean. Vom da MEMS destructiv.exe, MEMS-ul real care ne va distruge sistemul, scrie acolo destructiv, despre puteți da seama că este versiunea destructivă. Bun, aici MEMS clean și am pus și MEMS destructiv. Chiar sunt curios care sunt efectele. Știu deja care sunt efectele, dar ce influență va avea asupra Windows-ului? Bun, ne apar aceste erori. Da, nu mai trebuie să citesc ce scrie aici, pentru că puteți să citiți și voi. Oricum este doar un nou pedaiurea, fără un rol în viață. Bun, ne dă această alertă. Bineînțeles, o să-i dăm yes. Yes, încă o dată. Și după cum puteți vedea, o să ne apară o grămadă de erori pe ecran. Și da, ne-a cam dat crash PC-ul. 20%, 40% complet. Bun, ar trebui să ni se repornească imediat. După cum puteți vedea, aceasta este mașina virtuală. Bun, VMware, programul care îl folosesc eu pentru o mașină virtuală. Apăsăm ESC. Bun, acum o să ne bage. Deci chiar sunt curios dacă ce o să se întâmple, dacă ne pune să instalăm Windows-ul sau o să vedem alte efecte, pentru că ați văzut, ne-au apărut doar câteva erori și apoi ne-a dat crash PC-ul, efectiv nu ne-au apărut exact erorile de am văzut și atunci și ei, bine, ne punem să ne reinstalăm Windows-ul. Păcat pentru mașina asta virtuală, însă este
foarte, este o idee foarte bună de clip și ceva ce vă recomand și vouă să testați pe PC-ul vostru dacă sunteți mai interesat de partea asta. Bineînțeles, dacă sunteți genul ăla de om care are PC-ul doar pentru jocuri sau alte chestii de genul ăsta, nu cred că vă interesează pe voi așa de mult. Însă dacă sunteți cum sunt eu, adică mă interesează și partea de PC-uri, să zic așa pe scurt, puteți să testați chestia asta. Țin să menționez că este făcut o mașină virtuală, deci nimic din ce vedeți pe clipul acesta nu este real, așa că da. Nu uitați de like, subscribe, clopoțel, pentru a fi la curent cu toate notificările pe atunci când postez. Și da, puteți vedea că momentan nu sunt pe PC-ul meu. Eu am două PC-uri, unul cu componente foarte slabe, respectiv i5 a 3-a și GTX 750. Și mai am un PC care îl folosesc pentru chestiile de le fac eu de zi cu zi, adică unul cu i5 a 6-a GTX 1050 Ti. Așa că da, toate virusurile acestea o să le testez pe o mașină virtuală, bineînțeles, instalată pe PC-ul acela cu i5 a 3-a și GTX 750, deoarece pe PC-ul meu principal, respectiv cel cu i5 a 6-a și GTX 1050 Ti, pe acela nu, habar n-am de ce, dar din păcate nu merge să instalez o mașină virtuală, am două eroare care trebuie să o refac din BIOS. Însă acel PC are BIOS-ul un pic mai ciudat ca la celelalte PC-uri și da, mă înțelegeți. Așa că am zis, bă, oricum, dacă am la îndemână PC-ul ăsta, să fac ceva util pe el, să nu-l țin în colțul camerei. Așa că da, nu uitați de like, subscribe, înțeles, cu clopoțelul pentru a fi la curent cu toate notificările pentru atunci când postez. Așa că dacă mai vezi clipuri de genul ăsta, nu uitați să vă abonați cei care nu sunteți abonați. Așa că eu v-am lăsat, vă urez o zi sau seară frumoasă în continuare, v-am pupat pa toți, pa, pa.